județul Bacău au fost tăiate peste 100, au fost tăiate 102 paturi. Încă o dată, patul care este o operațiune care a început în 2009, întâmplător județul Bacău și județele din zona Moldovei sunt din nou defavorizate în raport cu alte județe. Este un ordin de ministru semnat de Ministrul Sănătății, domnul Achimaș Cadaiu. Consiliul Județean, nu numai ca administrator al Spitalului Județean de Urgență, ci și ca un apărător al intereselor sănătății din județul Bacău, înțelege să depună o plângere prealabilă și după aceea să acționeze în instanță pentru suspendarea acestui ordin de ministru. Această nouă tăiere de paturi este în măsură să afecteze toate spitalele din județul Bacău, fie că vorbim de Spitalul Județean de Urgență, fie că de Spitalul Municipal Moinești, fie că de Spitalul Comănești, fie că de Spitalul Românești, fie că de Spitalul Bubuș, fie Spitalul Municipal. Cred că acest demers al Consiliului Județean nu va fi singular. Asta este și motivul pentru care domnul parlamentar Nicula este aici, dar o va explica dânsul ce va face. Și fac un apel la toate autoritățile locale din județ, Buhuș, Măinești, Mănești, Bacău, subliniez Bacău, să se alăture acestui demers și nu la modul declarativ sau pe Facebook, ci să se alăture în instanță. Pentru că toate aceste patru tăiate de la județul Bacău, de la finanțare de către Casa de Sănătate, se vor răsfrânge la toate spitalele. Astăzi putem vorbi practic că Spitalul Municipal, e o afirmație care poate fi interpretată, dar eu vă spun că astăzi Spitalul Municipal, dacă luăm ultimele tăieri, are 0,4. Sigur, el nu funcționează. Dar și cu această tăiere, Spitalul Municipal, în acest moment, în accepțiunea Ministerului Sănătății, are 0,4. Repet, facem plângere prealabilă, o aveți în față, mergem în instanță, sperăm să suspendăm acest ordin al Ministerului Sănătății, care este o bătaie de joc la adresa cetățenilor județului Bacău.